Uitați, frate! Comuna Bisoca, de 25 de ani, drum de ăsta avem, așa. Și plătește lumea impozite la mașini și taxi la primărie și ce că nu se poate face nimic, domnule. Uite drum este. Ăsta e drum. Drum, frate. Drum județean. Ăsta e drum județean la noi la Bisoca. Ai înțeles? Ăștia aici după la conducere ne minte că, că nu, domnule, că de la Buzău, că noi vrem să facem, dar nu la Buzău. Băi, nene, vezi că s-a trezit lumea la realitate, numai halim vrăjelile astea ieftine care ne le dați voi. Pune mâna și faci drumuri, că ne distrugeți aici, vreți să ne omorâți? Ce se întâmplă, mă, dacă vreați, dacă faci unul infart aici, să vină salvarea aici? Cum vine salvarea, mă, a? Numai la noi nu se poate. Numai în comuna asta am 24 de ani de zile, nu zic de 24 de ani. De când țin o minte, de la 10 ani, nu s-a schimbat absolut nimic. Uitați drumul ce avem. Drum județean. Ia uite, bă, ce drumuri frumoase avem aici. A. Când dracu mai ieșim și noi din norul ăsta, bă? A? Când mai ieșim din norul ăsta, bă? Că m-am sătut. Să fărăm, am fărămat 7 mașini pe drumurile astea pe aici. Uitați cât frumusețe este pe aici și ce drumuri avem. Din cauza incapabilor de la conducere. Că ne minte, adică ne minte. Minte, bă, cine mai crede că nu se poate, că stai că o fi copății. Nimeni nu vrea să ne dezvoltăm, bă, că dacă ne dezvoltăm, nu mai suntem proști, ca să știți de la mine. Un popor, ca să fie controlat, trebuie să-l lasă trăiască în sărăcie și din ce în ce mai greu. Că dacă cumva îi faci să fie ceva bine, să te șteaptă și nu mai faci tu ce vrei cu el. Uite drumul la Bisoca, uite cât de frumos e aici. Și drumurile, uite, noroaie. Noroaie peste noroaie. Să care cu mașini de mari tonaj pe drum care are masa autorizată 10 tone. Cum e posibil așa ceva? Uitați-vă pe unde merg, a? Ăsta-i drum? Să mănâncă zeci de milioane la primărie, pentru întreținere, pentru dezapezire, pentru absolut orice. La noi nu se face nimic niciodată. Zeci de milioane să mănâncă. An de an, zeci de milioane. Eu am înțeles ăștia care sunteți pe la conducere pe aici. Voi vă luați jeepuri, frate, aveți bani să dați 15-20 de mii pe câte o mașină ca să mergeți pe aici. De-aia nu vă pasă de restul proștilor.